Evanghelia de astăzi ne pune în față uh, o altă învățătură frumoasă pe care ne-a readus-o în față Mântuitorul și a statornicit-o pentru totdeauna în biserica noastră. Și anume Evanghelia de astăzi se numește pilda samarinianului milostiv. Este celebră, s-au făcut și firme, da, bunul samarinian sau ultimul samarinian și așa mai departe. Uh, înainte însă de a citi pericopa și a încercat să o deslușim, am rămas dator cu câteva cuvinte despre sărbătoarea Sfinților Arhanghel Mihail și Gavril care a trecut. Ce sunt îngerii? Ce sunt arhanghelii? Sunt niște ființe spirituale. În cartea afacerii ni se spune că la început Dumnezeu a făcut cerul da? și după aceea pământul. Și când zicem cer, Trebuie să înțelegem exact această lume spirituală. A făcut îngerii pe niște, ca pe niște ființe spirituale și nemuritoare care își iau sfințenia, proprietățile de la Dumnezeu. Dumnezeu este creatorul îngerilor. Au fost nouă cete îngerești, după cum i s-a revelat unui mare sfânt, care a trăit la Atena Sfântul Dionisie Areopagitul și a primit moarte martirică a fost unul dintre discipoli Sfântului Pavel și a primit moarte martirică la Atena iar Sfântul Dionisie Areopagitul i s-a revelat de către Dumnezeu după multe osteneale multe rugăciune descrierea ierarhiei cerești tronul Sfintei Treim după, după care urmează mă rog Serafimii, Heruvimii, Cetele, Îngerești puterile, scaunele, domniile începăturile sunt niște nume de denumiri pe care Sfântul Dionisie le-a trecut în cartea aceea despre uh, ierarhia cerească pe care a scris-o sub revelație vă spun uh, și acolo ni se spune și că demonii sunt cea de-a doua ceată a îngerilor uh, pe care Dumnezeu a creat-o uh se numeau altfel, dar prin faptul că au urmat uh, pe mai marele lor și anume cel mai frumos, cel mai strălucitor uh, înger, Luceafărul, da, steaua dimineții, care contemplându-și frumusețea a zis că nu mai are nevoie uh, de Dumnezeu și este propriul lui Dumnezeu, a căzut din această demnitate de ființă spirituală luminoasă, care îl slujește pe Dumnezeu. Iată, în Evanghelia, sau înainte de Evanghelia de astăzi, în Luca, tot în capitolul uh, 10 de la Luca, la versetul 18, uh, Hristos le spune apostolilor: uh, Mă rog, se întorc cei 72 de ucenici. 72, ceata extinsă a ocenicilor, se întorc la Mântuitorul după ce a trimis la profetie și, și zic așa, Doamne, și demonii ni se supun în numele tău. Și le-a zis Isus, am văzut pe Satana ca un fulger căzând din cer. Și rememorează astfel în acest verset, am văzut pe Satana căzând exact această cădere a îngerilor. Transformarea lui Lucifer și a cetei numărul 2 cerești în demoni. În ființe întunecate, care și-au pierdut sfințenia, și-au pierdut proprietățile acestea frumoase cu care Dumnezeu i-a înzestrat și au devenit demoni. Bun. Arhanghelii așadar pe care i-am sărbătorit sunt o ceată dintre cele nouă îngerești, cumva nu ultima ci deasupra îngerilor, arhanghelii, conducători ai cetelor îngerești, arhanghelii. Arhi înseamnă mai sus, conducător și așa mai departe. Bun. Dintre acești uh, arhangeli sunt uh, numiți în Vechiul Testament șapte: uh, Mihail, Gavril, Rafael, Uril, Salatil, Evgudil uh, și Rafael sau Rafael sunt numiți în Carta Deuteronom de și numerii cu numele, sunt probabil cei mai cunoscuți, sunt cei care au ajutat și ajută în continuare umanitatea. Dintre aceștia, cei mai cunoscuți sunt cei doi, Mihail și Gavril, prin care Dumnezeu, de-a lungul întregii a umanității, a comunicat cu oamenii. Fiecare înger are în denumirea sa numele său particula El, la noi în românește Il, Mihail, Gavril, dar de fapt este Gabriel, Mihail. Asta înseamnă o însușire care îl descrie foarte bine ca slujitor al lui Dumnezeu. Uh, Gabriel, de exemplu, bărbat Dumnezeu. Uh, Mihail, cine este ca Dumnezeu? Pentru că atunci la căderea îngelor, Mihail a stopat printr-un strigăt puternic uh, căderea tuturor îngerilor. Și a zis să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte, cine este ca Dumnezeu? Și înfricoșându-se, celelalte opt ce te îngerești nu l-au urmat pe Luceafăr. Uh, așadar, de aici a rămas și numele, strigătul acesta, cine este ca Dumnezeu? Rafael înseamnă, de, de exemplu, uh, vindecarea sau Dumnezeu vindecă, Dumnezeu vindecătorul sau vindecarea lui Dumnezeu. Și așa mai departe, fiecare înger are o denumire proprie. Uh, de-a lungul istoriei umanității, vă spuneam, prin Mihail și Gavril s-au derulat cumva cele mai importante uh, momente de comunicare a lui Dumnezeu cu oamenii. Și anume, de exemplu, prin arhanghelul Gavril sau Gabriel a fost înștiințat Zaharia în templu că va naște fiul pe Ioan Botezătorul. Prin arhanghelul Gavril a fost înștiințată Fecioara Maria că va naște prunc pe Isus. Arhanghelul Gavril a fost cel care i-a anunțat pe păstori la naștea lui Hristos să se ducă uh, în iesle, în peșteră și să caută pe cel născut și lui să se închine și să ducă vestea mai departe. Și așa mai departe. Multe uh, dintre sau cele mai multe dintre misiunile pe care Dumnezeu le-a adus umanității sau veștile pe care erau foarte importante să le aducă umanității le-a adus prin acești doi arhangeli și cu precădere prin Gavril. Ei sunt așadar cei doi voivos pe care i-am prăznuit și care se prăznoiesc de fiecare dată, în fiecare an, la data de 8 uh, noiembrie. Uh, trecem acum la Evanghelia de astăzi, Samarineanul Milostiv. O să dăm citire Evangheliei și vedem despre ce este vorba. În vremea aceea, iată, un învățător de lege s-a ridicat, ispitindu-l și zicând, învățătorile, ce să fac ca să moștenesc viața de veci? Iar Isus a zis către el, ce este scris în lege, cum citești? El răspunzând a zis, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău și din toată puterea ta și din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. Iar el i-a zis, drept ai răspuns, fă asta și vei trăi. Dar el voind să se îndrepteze pe sine, a zis către Isus: și cine este aproapele meu? Iar Isus răspunzând a zis, un om oarecare se cobora din Ierusalim la Erihon și a căzut între tâlhari, care după ce l-au dezbrăcat și l-au rănit, au plecat, lăsându-l abia viu. Din întâmplare, un preot cobora pe calea aceea și văzându-l a trecut pe alături. De asemenea, un levit, ajungând la acel loc, a venit, a văzut și a trecut pe alături. Iar un samarinian, mergând pe cale, a venit la el și văzându-l, s-a făcut milă și apropindu se a legat rănile, turnând peste ele unde lemn și vin. Și punându-l pe dobitocul său, l-a dus la o casă de oaspeți și a purtat grijă de el. Iar a doua a zis, scoți în doi dinari, i-a dat gazde și a zis, ai grijă de el și ce voi mai cheltui, eu când voi, mă voi întoarce, îți voi da înapoi. Care din acești trei ți se pare că a fost aproapele celui căzut în mâinile tâlharilor? Iar el a zis, cel care a făcut milă cu el. Atunci Iisus i-a zis, mergi și fă și tu asemenea. Vă spuneam, este celebră această pildă a, a samarineanului milostiv. A, evident, Trebuie să lămurim ce, ele, ce era samarineanul, ce era preotul, ce era levitul și așa mai departe. De ce a ales Mântuitorul această pildă când, atunci când a spus-o, răspunzând la întrebarea cine este aproapele meu. Căci să stabilim, hai să spunem, datele discuției. Iisus uh, propovăduiește probabil vorbește de împărăția lui Dumnezeu, vorbește de necesitatea de a-ți ajuta aproapele, de a te ruga pentru aproapele. Și atunci un deștept de cărturar, adică cel care știa foarte bine legea, vine să-l întrebe. Ce să fac să moștenesc viața cea de veci? Asta în contextul în care Mântuitorul a vorbit despre moștenirea vieții de veci. Și Isus îi răspunde cu o întrebare. Ce este scris în lege? Cum citești? De fapt, cu două întrebări. Unu, ce este scris în lege? Și doi, cum citești? Adică, cum interpretezi tu ceea ce este scris în lege? E foarte important să înțelegem. Uh... Cărturarii erau cei care știau foarte bine Scriptura, cei care învățau pe mai departe Scriptura, dădeau uh, sfaturi, legi de viață, uh, câteodată și în interpretarea proprie, nu doar în interpretarea celor de dinaintea lor sau de cele mai multe ori și în interpretare proprie. De asta îl întreabă Hristos ce este scris în lege și cum citești. Și el răspunde să iubești pe Domnul Dumnezeul tău. Uh, din toată inima ta, din tot sufletul tău, din toată puterea ta, din tot cugetul tău, iar pe aproape tău, ca pe tine însuți. De fapt, acest învățător de lege dovedește prin acest răspuns că este foarte cunoscător, ca să zic așa, pentru că tot ceea ce el a rezumat în două fraze, de fapt, este cuprins în câteva capitole mari ale Vechiului Testament, în Deuteronom, în Numerii, adică acolo unde se vorbește despre legea veche iudaică. De asemenea, el rezumă foarte bine și uh, parte din, adică cumva întreaga uh, legislație, dacă pot să zic așa, uh, dăruită prin proroci, dar și prin Moise. Adică cele 10 porunci și, mă rog, celelalte legi care se adăugau celor 10 porunci ale lui Moise. Pe Dumnezeul tău să-l iubești necondiționat cum zice, din toată inima, din toată vârtutea ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Repet, ele nu sunt la un loc, aceste versete, ci e o compilație din deuteronom, din, din numere, din mai multe. Asta înseamnă că el știa foarte bine legea și mai mult decât atât și-a interpretat-o foarte bine. A reușit să o analizeze și să o sintetizeze și să și-o Adică el citea bine. Și atunci îi spune Mântuitorul, bine ai zis, fă aceasta și vei fi viu. Fă aceasta și vei fi viu. Știi foarte bine ce ai de făcut, fo, fă și vei moșteni viața de veci. Și atunci ne zice că el a vrut să se îndreptățească pe sine însuși. Uh, în unele traduceri zice să se îndrepteze și cumva lasă loc de dorit. Uh, cum adică să se îndrepteze? A vrut să fie el mai bun. Și atunci, ca să înțelegem, folosim traducerea aceasta, să se îndreptățească pe sine însuși, pentru că el de fapt nu voia să fie mai bun, el voia să facă pe deșteptul. În sensul că el știa foarte bine legea, dar el interpreta pe aproapele în stilul iudeilor. Aproapele erau doar familia. Tot ce înseamnă familie, veri, cumnați și așa mai departe, doar doar familia era pentru iudei aproapele. Și cine este aproapele meu? Prin această întrebare Aș spune ușor arogantă, acest cărturar vrea să-i arate lui Isus că el știe mai bine decât învățătorul Isus ce înseamnă aproapele, ce înseamnă legea și cine este aproape. Mai, probabil mai voia și să demonstreze că Hristos cumva uh, depășește cadrul legal dacă va zice că aproapele este altcineva decât familia. Și Hristos intuind, bineînțeles, uh, uh, intenția acestui. Uh, Învățător de lege, îi spune această pildă, repet, celebră rămasă, a Samarianului Milostiv. Un om oarecare, adică un nimeni, da? Fără nume, fără un om oarecare, se cobora de la Ierusalim la Erihon. Coborârea asta înseamnă practic o diferență de nivel de 1000 de metri. Drumul este foarte uh, frumos, dar într-adevăr este o coborâre de o diferență de nivel de 1000 de metri. De a spune că se cobora. Un drum foarte folosit. Pentru că ierihonul era punctul de întâlnire între marile drumuri comerciale uh, în țara sfântă. Dacă și astăzi ierihonul este cumva un punct de întâlnire între Iordania, uh, Israel, uh, mă rog. În, în, în vechime, toate caravanele și toate, hai să spunem, uh, aș zice, toate rutele comerciale treceau obligatoriu prin ierihon. Și cei care plecau către est, pe drumul Mătăsii, către Răsărit, cei care se întorceau de pe drumul Mătăsii și mergeau către Occident. Și de aici, unii urcau și la Ierusalim, adică na, Ierusalim era capitala iudei, dar ca să aduci marfă la Ierusalim, cumva erai obligat să treci prin Ierihon. Și atunci, această, acest drum, Ierusalim-Ierihon, fiind un drum foarte folosit de caravane, de mărfuri, era și foarte bântuit de tâlhari astfel că pilda se încadrea în realitatea vremii. Un om care făcea acest drum a căzut între tâlhari, l-au jefuit, l-au bătut bine, ne zice Evanghelia, lăsându-l abia viu. Și acum vine frumusețea Evangheliei. Coboare un preot, adică un om al lui Dumnezeu, un preot care suja la templu din Ierusalim. Îl vede acolo zăcând în șanț, îl lasă acolo. Vine un Levit. Levitul este a doua categorie sacerdotală în Israel, un fel de diaconi ai zilelor noastre. Și Levitul se scârbește, se uită la el, nu-i place ce vede, un om rănit care trage să moară și pleacă mai departe. Și vine cea de-a treia persoană, un samarinian călător. Care face ceea ce are de făcut, adică îl ia, îl îngrijește, îi pune pe răni, unde lemn cu vin, iată acest amestec care încă din vechime se folosea, vinul care este un uh, cicatrizant și un hrănitor al celulelor, uh, nu un cicatrizant, un dezinfectant, iertați-mă, uleiul care este un cicatrizant, da, lunge cu un de lemn, nu doar că îl îngrijește, îngrijește rănile, dar îl și urcă pe animalul său de povară și îl duce la prima casă de oaspeți care iasă în drum. Acolo îl hrănește, îl îngrijește și a doua zi pleacă mai departe, își vede de treburile lui. Dar îi zice gazdei, îi dă bani pentru găzduirea lui și pentru îngrijirea lui și zice te rog să ai grijă de el și când mă întorc apoi eu o să-ți plătesc ce mai cheltuiești cu el. Cine este cel care a fost aproapele celui căzut în mâinile tâlharilor. Și bineînțeles, pus în fața evidenței, învățătorul de lege spune clar cel care a făcut milă cu el. Și atunci de dă sentința, du-te și fă și tu asemenea. Adică nu mă mai întreba cine este aproapele, nici fratele, nici mama, nici tata, sau pe lângă fratele, sora, mama, tata, cum nații verișorii. Iată, orice om este aproapele tău. Du-te și fă și tu ca acest samarinian și cu siguranță vei moșteni viața cea de veci ce erau samarinenii sau de ce alegem tutorul un samarinian, drept al treilea uh, personaj dintre cei care coboară pe drumul Ierusalimului, pentru că samarinenii erau considerați, am mai spus-o și cu alte ocazii, uh, total străini de evrei. Nu, evrei nu-i suportau, iudei nu îi suportau pe samarineni, uh, îi scuipau, îi numeau câini, îi ignorau. Dacă se întâlneau cu samarineni pe cale, pur și simplu îi ignorau. Dacă um, vedeau un samarinian zăcând rănit, ca și acest om um, din Ev Ev Evanghelia noastră, ar fi trecut fără probleme pe lângă el, numai pentru că era samarinian. Și din ce vedem că se întâmplă astăzi, în războiul acesta, foarte mediatizat și foarte uh, ocultat, aș putea să spun, uh, vedem că nu s-a schimbat foarte mult mentalitatea Israelului. Da, e adevărat, exista undeva o zicere în, hai să spunem, în ideologia lor religioasă și politică, că un evreu face cât o sută de alți oameni. Poate așa reușim să înțelegem de ce pentru 300 de tineri omorâți de către Hamas, pe acolo, prin concerte, pe la Tel Aviv și pe nu știu unde. Organizația Națiunilor Unite raportează 3500 de doar de copii uciși în Gaza. Cumva intrăm în ideologia lor și înțelegem de ce, așa cu atâta nonșalanță, ucid fără fără să se uite prea mult în jur. Și copii și femei ce pică la mână sub pretextul că Hamasul se ascunde sub spitale, școli și așa mai departe. Poate că așa și este. Sau cu siguranță așa și este. Hamasul se ascunde. Dar nu cred că dă nimănui uh, dreptul în lumea asta cuiva să omoare civili ca să ajungă la teroriști. Asta e o altă poveste. Am făcut doar asemănarea ca să vedeți că și în vechime, ca și astăzi, uh, evreii nu dădeau doi bani pe nimeni altcineva pe orice neam care nu era de-a lor. De asta preotul, în aroganța tipic iudaică de la templu, vine și trece pe lângă cel care trage să moară. Așa și levitul. Ei erau superiori. Sunt deasupra altora. Și vine samarineanul, cel care este urât, hulât, hulhulit, iertați-mă, scuipat, bagiocorit de evrei, ignorat și face samarineanul ceea ce ar trebui să facă orice om. Adică îl îngrijește pe călătorul aflat pe cale. Îl îngrijește, mai și plătește pentru îngrijirea lui. Iar sentința lui Isus pentru uh, acest învățător de lege, uh, iertați-mi, îndrăzneala, dar cred că este sentința pe care Hristos o dă tuturor celor din neamul său, din neamul iudaic. Adică, degeaba înveți legea, du-te și fă și tu asemenea. Tu ca învățător de lege, toți învățătorii de lege, toți cărturarii, toți farisei, faceți și voi asemenea Samarineanului dacă vreți să vă mântuiți. Cred că mai multe comentarii n au niciun sens să, să facem. Este evidentă uh, concluzia, iar pentru noi, cei ce suntem creștini, uh, concluzia este aceeași. Uh, aproapele nu este doar copilul nostru sau părintele nostru. Aproapele este oricine are o suferință pe care noi putem să o alinăm. Există și suferințe sau necazuri pe care nu putem să le alinăm. Nu avem cum să ajutăm de fiecare dată. Dar atunci când cineva ne solicită ajutorul și, iată, este samarinian, da? Pentru noi creștinii am zice, a, e greco-catolic, e catolic, e protestant, e reformat, e mai știu eu ce, e păgân, e, e musulman. Nu ne ocupăm de el, E, Hristos ne dă poruncă să ne ocupăm de oricine este în suferință și are nevoie de ajutorul nostru și putem să îl dăm. Că, repet, nu sunt situații multe în care putem să dăm ajutorul, dar atunci când putem, suntem chemați să o facem, pentru că numai așa suntem în această paradigmă existențială a pildei de astăzi, pe care ne rostește Hristos. Aceea că dacă vrei viața cea de veci, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău necondiționat, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și atunci când întrebăm și noi, poate unii dintre creștini, la fel ca și uh, învățători de lege, și cine este aproapele meu? Aproapele este oricine are nevoie de ajutorul tău. Făcând aceasta vei fi viu, fă și tu asemenea, ne zice Hristos. Despre asta cred că este Evanghelia noastră de astăzi. Uh, da? Aș vrea doar câteva lucruri să spun. Uh, suntem în data de 12 uh, noiembrie, da? Mâine avem uh, o sărbătoare a uneia dintre cei mai importanți părinți ai bisericii creștine și anume Sfântul Ioan Gură de Aur. Cel a cărui liturgie o săvârșim de cele mai multe ori pe an. Foarte important acest sfânt, deși la 300 de ani distanță, sau aproape 300 de ani distanță, de Sfântul Pavel a fost unul dintre prietenii Sfântului Apostol Pavel, și anume există o mărturie foarte, foarte frumoasă a, unei, a unui servitor, a unui om care îl sluja. Pe Sfântul Ioan Gură de Aur, pe când era patriarh al Constantinopolului, și care ne spune, de exemplu, printre multe altele, dar vă dau doar așa un. Ne spune că uh, Sfântul Ioan Gură de Aur obișnuia să intre în chilia sa, trăia foarte modest, deși era patriarhul Constantinopolului, trăia foarte modest și obișnuia să intre în chilie uh, ca să scrie, a, a, a lăsat o operă monumentală. Uh, nu doar religioasă, pe lângă liturgia care îi poartă numele, liturgia Sfântului Angură de Aur, a scris nenumărate cărți de învățătură, a scris nenumărate predici, nenumărate omilii, adică tâlcuiri, tâlcuiri la Evanghelii, tâlcuiri la faptele apostolilor, la uh, uh, scrisorile apostolilor, tâlcuiri la Vechiul Testament și așa mai departe. Uh, tratate de morală, tratate de uh, eu știu tot ce înseamnă viața religioasă, dar pe lângă acestea a scris și nenumărate piese de teatru cu caracter creștin, poezii, poeme religioase, prin care căuta ca pe cât mai mulți să aducă, să atragă la credința creștină, să învețe despre frumusețea credinței creștine. E, în toată această, toată această opere și-o scria singur în chilie uh, și uh, avea un consemn această, această slugă a lui ca nu cumva să fie tentat Sfântul Ioan Gură de Aur să, să, iasă din chilie pentru că avea mult de lucru, să nu fie tentat să fie sustras sau să, să, se ducă către alte îndeletniciri, îl ruga pe acest servitor să l încuie înăuntru, dar pe din afară. Adică servitorul îl încuia și lua cheia la el. Și avea consemnul ca atunci când era ora mesei, cina sau ce fi fost, să vină el să deschidă de din afară ușa și să intre cu mâncarea la Sfântul Ioan Gură de Aur să-i lase mâncarea. E, mărturia aceasta spune că într-una din zile acest servitor venind să-i aducă mâncarea Sfântului Ioan Gură de Aur a auzit din chilia patriarhului voci, ca și cum Sfântul Ioan vorbea cu cineva, s-a mirat foarte tare căci el știa că l-a încuiat fiind singur în, celul, în celulă, doamne iartă mă, în în chilie. N-avea cum nimeni să intre pentru că singura cheie era la el, la servitor. Atunci cu cine vorbea patriarhul? Cu cine vorbea Ioan Gură de Aur? Că nimeni nu putu să intre la el. Curios s-a plecat, s-a uitat pe gaura chei și a văzut acolo pe Sfântul Ioan scriind uh, și pe Apostolul Pavel, mă rog, el a văzut un bărbat îmbrăcat, demodat, după o modă de acum 200 și nu știu cât de ani, un bărbat iudeu, zice servitorul, care îi vorbea la ureche, îi, îi dicta ceva la ureche Sfântului Angură de Aur. Și știm, Sfântul Ioan n-a mărturisit-o, dar știm că a avut așa o relație frumoasă cu Sfântul Apostol Pavel, încât însuși Pavel, după rugăciuni, venea și îi spunea cum să interpreteze Ceea ce el a scris în epistole. Sfântul Apostol Pavel a scris cele mai multe epistole. Dacă ne uităm, la avem în, 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 în Noul Testament cele mai multe scrieri, cele mai multe scrisori, epistole, le-a scris Sfântul Apostol Pavel. Și pentru că Sfântul Angură de aur a dorit să nu greșească în interpretarea acestora, în interpretarea învățăturilor Sfântului Pavel, însuși Sfântul Pavel a intrat la el în chilie și îi rostea la ureche cum să. Tâlcuiască. Ce se scrie în cărțile pe care le scrie ca o mărturie a acestui fapt este și sunt și moaștele Sfântului Ioan Gură de Aur și anume capul Sfântului Ioan Gură de Aur care se păstrează până astăzi în Sfânta Mănăstire Vatopedu din Atos din Sfântul Munte Atos. Și care este scos seara câteodată la închinare la pelerin, și uh, se poate vedea foarte clar cum craniul are urechea dreaptă, cea la care Sfântul Pavel îi, uh, îi vorbea, o are neputrezită, cu cartilajul intact. Urechea stângă este o gaură, pur și simplu, așa cum se întâmplă la orice craniu, dar la urechea dreaptă este sau urechea dreaptă este întreagă, uh, mumificată, am spune, moaște ca o îngăduință a lui Dumnezeu sau ca o mărturie din partea lui Dumnezeu, îngăduită de Dumnezeu, a celor pe care le-am povestit. Și anume faptul că Pavel și cu Sfântul Angură de Aur vorbeau unul cu celălalt în chilia Patriarhului, deși între ei era o diferență de 200 și ceva de ani și Sfântul Pavel fusese martirizat în anul 66 la Roma, după cum bine știm. Acesta este Sfântul pe care îl prăznuim mâine. De asemenea, vă reamintesc că, începând cu data de miercuri, cu ziua de miercuri, din 15 noiembrie, intrăm în ceea ce noi, creștinii ortodoxi, numim postul nașterii Domnului sau postul Crăciunului. Este un post mai ușor decât postul Paștilor, pentru că în fiecare sâmbătă și duminică, de după data de 21 noiembrie, avem dezlegare la Pește, și dacă ne uităm în calendar, iată, 21, intrarea în Biserica Maicii Domnului, dezlegare la pește, 30 noiembrie, Sfântul Andrei, ocolitorul Mâniei, dezlegare la pește, 7, 6 decembrie, sau 4 decembrie, 5, 6, 7, dezlegare la pește pentru că sunt sfinți, 12 decembrie. Așadar, este un post mult mai ușor de ținut. Și anume regulile de bază în alimentația unui om care este sănătos și care dorește să țină acest post sunt următoarele. Până la data de 21 decembrie este post cu dezlegare la vin și un delem sâmbătă și duminică. După 21 noiembrie, avem sistemul dezlegărilor la pește, pe care îl vedem în calendar în fiecare sâmbătă și duminică și la sfinții importanți, cu cruce roșie sau albastră sau uneori chiar și neagră, cum este Sfântul Spiridon, și care gat în zilele de marți sau joi. Deci dacă Sfântul, luni, marți sau joi, dacă Sfântul cade și are cruce, roșie, albastră sau neagră, adică după importanța prăznuirii, este într-o zi de luni, miercuri sau joi, este dezlegare și la pește. Dacă Cade sărbătoarea în zi de miercuri sau vineri, este dezlegare doar la vin și la undelem. În restul zilelor, este dezlegare la tot ce înseamnă eu știu. Fructă de mare, deși unii nu vor fi de acord cu mine, unii părinți mai extremiști, că nu e adevărat, că noi nu avem dezlegare la fructe de mare. Dacă frații greci din Biserica Ortodoxă și din Cipru și din celelalte biserici mediteraniene au dezlegare, avem și noi, că ortodoxia este la fel. Singurul motiv de nedezlegare ar putea să fie faptul că sunt foarte scumpe toate aceste alimente. Da, Dumnezeu cu mila. Oricum vă doresc tuturor un post binecuvântat și să ne vedem cu bine duminica viitoare. Doamne ajută! 啊。Oh.